V-am, Da. pus, v-am pus o întrebare înainte de a intra în spațiul publicitar și dacă aveți eleganță și dacă aveți și răspuns, cu tot dragul vă așteptăm. Am și nu pot să vă dau decât un răspuns profesionist. Dacă creșterea de productivitate va permite creșteri de salarii, cu siguranță se vor face. Iar în ceea ce privește pensiile, în mod categoric, trebuie respectată legea cu indexarea de la 1 ianuarie. Foarte tare. Adică le-a spus românilor așa, bă, dacă funcționează motorul și merge economia, creștem salariile dacă venim noi la putere opoziția. Dacă nu, asta e, bă, frate, oprim creșterile salariale până când economia ne va permite. Am zis bine? Da, în linii mari a spus corect. Întrebare, dar rugăminte mare, doar să dați acum esența, așa cum numai dumneavoastră știți, domne, un minut de esență și, atenție, să vă provoc, că vă știu bărbat politic numărul 1, ca vineri, dacă nu vă răpește B1 TV, dacă nu vă răpește prea mult în timp, să veniți să răspundeți detaliat la această problemă uriașă. Moldova, Chișinău, România de dincolo de Prut. Domnule președinte. Domnul Barbuvin, și vă pot spune că mă duc la o conferință a PPE-ului în Spania, unde va fi și Jean-Claude Juncker, și Dol, și secretarul general PPE, și comisarii PPE, în care le voi prezenta situația reală din Republica Moldova, pentru că mi se pare inadmisibil că Uniunea Europeană, în mesajul de ieri, bâlbâit, n-a putut să spună decât să discute partidele să găsească soluții. În condițiile în care noi suntem în situația următoare, orice alegeri nu sunt pe placul lui Plahotniuc, se anulează. Aduceți-vă aminte alegerile pentru primar general la Chișinău, a câștigat Andrei Năstase, deci nu partidul lui, le-a anulat prin justiția pe care o controlează. Domnul președinte, dați-mi voie, că bănuiesc că știți că sunt un gazetar de redutabil. Să spun în 30 de secunde celor de acasă despre ce e vorba. Oameni buni, atenție mare! În Parlamentul de la Chișinău, ambasadorul Statelor Unite și ambasadorul Federației Ruse s-au prezentat în Parlament punând o presiune și a Moscovei și a Washingtonului uriașă pe ăia 100 de parlamentari pe care i-are Chișinău, pe care i-are Moldova. Doi, s-a discutat cu lumina stinsă pentru că s-a mers până acolo încât nici întrerupătoarele, vorbesc serios, nu e beletristică. Domnul Băsescu va discuta în detaliu ce s-a întâmplat vineri când am înțeles că a acceptat invitația voastră făcută prin mine. A fost chemat la Moscova de către Putin personal, Dodon. A fost suspendat, Dodon. Este cerută prezența lui Maia Sandu în fruntea țării. Dom'le, este haos total la frontiera de stat a României pe Prut. Repet, unul dintre cei mai tari politicieni la București, și mi-asum ce spun, silabă cu silabă, este Traian Băsescu în domeniul ăsta. De ce? O să vă spună vineri dânsul de ce. Dar, atenție mare, atenție mare, întrebare, și cu asta terminăm subiectul azi, vineri îl continuăm. Dom'le, a cui poziție este, în opinia noastră, domnule președinte Băsescu, această știre pe care o prezentăm, cred că de la G4 Media sau de la Hot News? Cum îl cheamă? Meleșcanu trimite mesaj la ambasador să se întâlnească cu Plahotniuc și susține guvernarea Plahotniuc, puterea Plahotniuc, și nu e singurul politician de vârf din România care susține ceea ce nici America, nici Rusia, nici Europa nu văd cu ochi bune, adică Plahotniuc și echipa lui. Ale cui sunt vorbele astea, al lui Meleșcanu? Domnul Barbu, da, vă rog. Nu vreau să folosesc expresii tari, însă Plahotniuc este cancerul Republicii Moldova, ca dovadă controlează și justiție și curte constituțională și poliție și tot, iar a susține un asemenea om care distruge pur și simplu viitorul Republicii Moldova mi se pare cel puțin o mare eroare, dacă nu o ticăloșie. Bine, deci, am înțeles. Nu, ar fi nedrept să tratăm subiectul ăsta la și altele. Vineri, stimați spectatori, fostul președinte al Republicii și actual eurodeputat Traian Băsescu va fi acilișa la Măsuță să discutăm despre situația de dincolo de Prut, adică la limita la hotarul NATO, la hotarul UE și de fapt la hotarul nostru cu frații noștri. Luăm publicitate, mulțumesc mult domnule președinte, luăm publicitate, stimațele spectatori, cu remarca pe care o reafirm, făcută acum 10 secunde de Traian Băsescu. Este
Plahotniuc este cancerul Moldovei, cancerul acestui sistem politic de la Chișinău, iar cine îl susține este cel puțin discutabil, dacă nu bizar. Vineri, o emisiune de colecție pe tema...